Astăzi am încercat să fac un alt fel de clip, vreau să spun că apar foarte multe pisici. Dacă vă plac pisicile, rămâneți aici și uitați-vă până la capăt. Hei, salut Lemnaru, sunt și astăzi am zis să fac un vlog ceva mai diferit. Așa că uitați-vă până la sfârșit și spuneți-mi în comentarii dacă vă place și lăsați un like acolo. Da, asta, acum momentan în parcul Crângaș, mă duc tocmai la gara de nord ca să iau trenul. Mă duc la Ploiești, vreau să vorbesc pe cineva de acolo. E cineva foarte important pentru mine. Și bineînțeles, trec și pe la bunica. O să fac niște sketch-uri, niște vloguri cu ea, ceva mișto rău de tot. Și am trenul jumătate de oră, sper să prind, încerc să mă grăbesc cât pot de tare, mă rog, nu prea pare că mă grăbesc, nu, hai să alerg. Gata, băieți și fete. Ah, stați, cred că nu m-auzi bine. Am cumpărat biletul. Și acum mai am 20 de minute, am ajuns cam de vreme. Am uitat că metroul are doar două stații până aici, gen, și am ajuns foarte, foarte rapid. Și acum nu știu ce să fac 20 de minute, că nu sunt genul care să bea cafea, adică nu beau niciodată cafea. Aș fi stat și eu la o cafea, dar nu beau. Dar o să mă pierd pe aici prin mulțime. Sau poate chiar mă duc la tren și stau acolo, mă uit la un serial ceva pe Netflix, nu? Gata, suntem aici în tren și sincer mai sunt încă două persoane în vagonul ăsta, nu mă așteptam. Ultima dată când am mers cu trenul la Ploiești, nu era absolut nicio persoană, nimeni, eram singur. Mă uitam pe linia cealaltă, e un tren care merge la Constanța, păi și e la lume. Așteaptă o grămadă de lume trenul ăla. Nu știu cât de bine mă auziți cu masca asta, încerc să nu vorbesc nici prea tare ca să nu deranjez lumea de aici, dar cred că ne vedem direct la Ploiești. Am ajuns în curte aici la mamaie. Ea caută niște castraveți acolo. Ce faci, mamaie, acolo? Ai găsit castravete? Mai am unul de loc. Bine, vreau să facă și o salată pentru că a făcut de mâncare, niște păstăi de alea așa bune cu cărnăciori și mâncăm acum. Vreau să vorbesc cineva, dar a plecat de pe aici. Unde s-o fi dus? Mai acolo, acolo te ascunzi? A văzut ceva. A văzut un fluture. Ce faci tu acolo, a? Ai prins un fluture? Uite, s-a prins fluturajul ăla. Lasă-l! Psst, pleacă de acolo! Știu că nu-l las, ia. Asta e, pisica mea mănâncă fluturi. Păi ea vreau să vă arăt imediat ce iese de aici, din verdeață. O luăm și ne jucăm cu ea. E? Mai spune o dată, că nu te-am auzit. Ai, măi! Măi! Hai sus, hai! Haide! Așa, măi, ce faci, măi, măi, pisică, măi? Ți-a fost dor de mine? Da. M-am înșelat, mama i-a făcut niște mazăre aici cu cârnați. Aici stă pisica cu mine la masă. El e tata. Zi ceva, tata, pentru toți oamenii care se uită. E ca și cum ai apărea la televizor. Ce îi zice dacă ai fi la televizor? Nu mă înțepa, măi. Mai stai locul. Ea este Buzi sau Sisi, așa îi zice mama e Sisi, eu îi zic Buzi. Este o pisică pe care am primit-o eu cadou de Crăciun. Uite ce vă zgâri. Și am lăsat la Ploiești la ei, pentru că nouă tomacele muriseră două pisici. Ah, nu mai mă bate. Și acum face parte din familie. Au, măi, e rea. Zile ceva. Da, subscribe și like. Pentru ea am venit la Ploiești, am vrut neapărat să vă arăt. Ei, este pisica mea, care acum nu are chef să stea. Nu știu ce face. Hei, lasă telefonul că altfel nu te pot filma. O să pună și ea puțin culabele în cadru. Dar este o drăguță, este gri toată. A făcut operație ca să nu mai aibă puiuți de micuță, că altfel fugea pe aici și n-a putut să cace mașina și chestii de genul ăsta. Dar vreau să zic că este foarte, foarte scumpă. Activitățile ei preferate, ei bine să doarmă și să mănânce, bineînțeles să vâneze muște și mai nou să se pună în fața telefonului. Hei, ce faci? Acum vii și te speli aici? A? Da, care este povestea ei? Povestea ei este că am primit-o cadou. Chiar de Crăciun, deci am fost imit când am văzut-o sub brad. Wow! Ziua asta-i? Ia uite, îi place în fața camerei, ia uite, cine e acolo? Te e foarte sălbatic așa. Apa, a plecat. Eu o să mă duc să mănânc, o hrănim și pe ea imediat, îi dăm habar, n-am ce-i dăm bunica de mâncare, dar îi dăm ce-i dăm bunica de mâncare. Poate mai încolo fac un TikTok cu ea dacă are chef. Că aici e șefa în casă. Pa, frumos, am plecat. Pa! Pa, soră mea, deci fiți atenți aici ce are ea, atelierul ei, bine, asta nu s-a lei. Să văd cât de mișto sunt, de colorate sunt. Și sunt multe, e plin de așa ceva. Și ce mai are ea aici? Pisoi, mulțumiți, uite, ăsta era chiar la intrare. Mulți, vină încă, hei, unde intre? Unde intre, măi? Și vreau să vă arăt pe aia, pe mămica lor. E mămica sau bunica? Nu, e fratele mai mare. Deci, uitați-vă la asta, ce ochi alba și frumos are. Și speriat așa, doamne, ce ochi mare. Da, uitați-vă la pisica asta, deci n-ați mai văzut pisica așa niciodată. Are un ochi albastru și nu verde. Toți ăia micuți vin. Uitați-vă la ochii! Și albastru ăla perfect, așa frumos, turcoas. Oh, peretele ăla? Da, el a făcut prima parte și am făcut mișto. Aha, foarte mișto, da, uite-ți-vă aici. Aici e backyard. Ah, deci nu se vede de ăsta, dar e mișto rău de tot. Ăsta tot voi l-ați pictat? Te-ți gata să te pregătesc de ceea ce urmează cel mai tare lucru? O mașină! Unde e, mă? Astea-s desenele Dianei? Da.
Zici că e da, din anime. Oh, dar ce avem noi aici? O fată într-o păstaie? Chestiva, mă. Sincer, ăsta îmi pare un ochi, nasul, așa și ceva. Nu știu dacă fată sau leu. Ceva, o leoaică. Spuneți-vă în comentarii ce înțelegeți voi din astea, că fiecare acum percepe ce vrea. Niciodată nu să știți ce creează artistul. Astea, mă rog, sunt determinate. Cuțulică, uitați-l aici! Da, eu văd afară acolo. Așa. Ce faci mai aici? Artistule mic, artist în devenire. Aie, 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 ia-ți pantrele. Ești mama pisicilor. Ți-vă stoaița, măi, cu ochii ăștia mari și frumoși. Ia, ne arăți în ochii sării tăi. Ai unul verde și un albastru, nu? Ia să caiți o vaiță. Gata. Opa, arăți fondul la cameră, măi. Măi, măi, râzi că iată, măi. Ce faci, măi? Ia tu ține-o, vine! Am înțeles că ăsta e fratele mai mare al lui. Hei, bună, frate! Hei, nu vă pupați, sunteți frați! Da? Și pe scara de jos o avem pe Skeleton și sus... Hei, cum te cheamă? Capsă! Capsă versus Skeleton! Oh, nu! Skeleton a renunțat! Capsă are un nou adversar! Ce faceți mai acolo? Pisici? Deci pisoii ăștia n-au nume, așa că voi în comentarii să spuneți nume pentru acest pisoi. Sunt 4 micuți. Aici am ajuns la momentul la care se întâmplă de fiecare dată când mă grăbesc să iau bilet, am acea coborât la gara de sud aici la ploi. Sper că nu vorbesc chiar așa de repede. Și trebuie, da, să iau bilet. Am doar 4 minute la dispoziție să iau bilet să mă urc în tren, așa că fug și cred că nu mai iau bilet și mă urc direct în tren.